y es dulce. ¿Vos piace? Ma venite. Ah, sciarrata. No, grazie. Este fierbinte, fierbinte. Io ho dato un'altra. Aici avem aluatul nostru. Și cum am spus, o să facem pâinica în această formă. Vedeți? Această formă de miel. Eu vă încerc pentru Paști. Și o să dăm formă aici în interior. O să punem așa. Eu am să-l pun cu fața spre mine ca să văd. Ia să vedem așa. Așa. Și o să întind aluatul. Și am să tai șuvițe, șuvițe și am să le răsucesc și am să le pun în interior. O să dăm deoparte ce mai avem aici. Așa. Avem nevoie și de aceasta. Să ne facem aici curățenie. Așa. Aici uleiul. Așa. Și acum o să punem încet, încet, să vedem. Avem aici un... și o să întindem. Și după aceea o lăsăm la crescut. Între timp la cuptor stau și acelea care le-am băgat brioșele prima, înainte. Iepurașii noștri. Așa. Și am să întind așa aluatul și o să-l tăiem șuvițe, șuvițe și o să-l punem înăuntru. Așa. Îl întindem așa bine. Și vom tăia șuvițe și le vom pune aici în interior. Așa, ia să vedem cum le tăiem. Ia să încercăm mai întâi să vedem. Aș pune cam jumătate din... vedem dacă nu este prea micuț de înălțime. Nu, un pic mai înalte. Un pic mai înalte. Și o să le punem așa, cam de două degete. Și răsucim. Ia să vedem. Și acesta o să fie urechiușa. Se vede? Așa. Urechile. Acum să vedem că eu, dacă ne încadrăm și în aluat. Așa. Aici o să punem unde o să vină fața. O să mai tai. Astăzi ne jucăm. Vreau să văd cum vine făcut în această formă. Așa. Să o pun invers. Asta am să o pun așa.
Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Așa. Ia să vedem dacă am calculat bine cu aluatul. Eu nu știu dacă am calculat bine cu aluatul. Așa. Că dacă nu, să-i dăm altă formă. Așa. O să-l lăsăm la crescut. Mâine intrăm să facem pastiera. Nu știu dacă ați văzut că am publicat că mâine o să intrăm să facem pastiera. Eu deja mi-am pus brânza de vaci la scurs. Imediat vă arăt cum o pun eu la scurs. Și... deci eu am pus-o de astăzi și mâine o să facem aluatul la pastieră, care o să stea în frigider circa până a doua zi, circa 12 ore. Și așa, o să le lăsăm să crească. Acum, aici cred că am pus prea mult aluat. Așa. Și vom face și umplutura, care tot la fel trebuie să stea peste noapte. La odihnit. Și mâine începem. Mâine începem și poimine terminăm. Și ia să vedem. Aici. Și am să mai pun una aici. Așa. Cred că este de ajuns. Și acum lăsăm la crescut. Și după ce a crescut, o să punem în loc de ochișori, o să punem puțin susan sau puțin mac și vom vedea gurița. Eu am zis să pun un pic de paprika roșie. Așa. Vedeți? Ia uitați. Am pus. Acum lăsăm la crescut. Nu știu dacă se vede. Așa. O lăsăm la crescut și după aceea o dăm la cuptor. Pinica noastră a crescut. Ia să vă arăt. Uitați. Vedeți? Așa. Și o să o dăm cu puțin ou, cu ou bătut. Ia uitați, amestecăm așa. Ou. Și ungem așa cu ou. Așa. Și după ce am uns cu ou, o să punem semințe de mac, o să punem semințe de floare soarelui, așa peste. Să punem și aici pe urechiușe. Și acum o să punem, aici am o bucățică de aluat cu mac. Și o să punem ochișorii. Să lipim așa aici. Și aici am pus paprika dulce. Și o să facem gurița.
Așa. Așa, acum o dăm la cuptor, mai lăsăm puțin să crească și dăm la cuptor. La 180 de grade, circa 40 de minute, 45, încercăm cu scobitoare. Uitați cum a venit. Așa. Păinița noastră, Ița. Încercăm cu scobitoare. Păinica noastră. Pare să fie gata. O lăsăm așa, mi se pare că o scoatem încet, încet. Așa. Ia să vedem unde s-a mai lipit. Cu răbdare o scoatem. Așa. Pe frige. Au. Ia uitați pâinica. Pâinica noastră. Așa, aceasta este. Pâinica noastră, ieduțul, vă place? Ia să-i rup aici o bucată, să vedem cum arată. Ia uitați-o. Este fierbinte, fierbinte. Ia uitați cum arată. Ieduțul nostru. Vedeți? Am încercat asta și ne-a ieșit. Ne-a ieșit bine, bine. Eu vă mulțumesc tuturor.